Mulțumim Domnului și pentru ziua și seara aceasta, numele Domnului să fie lăudat. Continuăm studiul biblic din tematica O carte sfântă. De altfel este cartea sfântă, singura carte sfântă, 100%, Biblia, cu lecția a șaptea. Citirea și studierea Bibliei. În vremea noastră, când nu mai există analfabeți, cel puțin în țara noastră, cel puțin între credincioși, în vremea bunicilor noștri mai erau analfabeți, dar care cum se pocăia învăța să citească. De regulă pe Biblie. Acum când Biblia este accesibilă oricărui cititor, când datorită posibilităților de tipărire foarte ieftină, dacă v-aș întreba cât v-ați cumpăra Biblie, majoritatea poate spuneți că ați primit-o gratis. Într-o asemenea vreme, cititul Bibliei poate fi din plin o îndeletnicire plăcută și zilnică. Dar oare este așa? Ca un om să se cerceteze cât de mult îi place să citească și respectiv să studieze Biblia, îi recomand să citească Psalmul 119 și să se cerceteze dacă Cartea Sfântă, aceste învățături îi plac, dacă dorește să le împlinească. Acest verset se referă aproape în întregime la Cuvântul lui Dumnezeu, la poruncile Domnului, la tot ceea ce derivă din această bogată lucrare ce ne-a fost rânduită de Dumnezeu de-a lungul sutelor de ani. Pe lângă cititul Bibliei, studierea, care solicită mai multă preocupare și care poate fi efectuată cu succes numai într-o comunitate, numai într-un grup de frați, nu vom găsi în Scriptură recomandarea ca fiecare să studieze de unul singur. Atunci ar fi mai grav decât, așa cum se spune în popor, câte capete atea păreri. Dumnezeu vrea prin Scripturi să ne unească și fiecare să beneficieze de lumina care a primit-o celălalt și împreună să dobândim o cunoaștere cât mai aprofundată, cât mai vastă a adevărurilor sfinte. Scriptura spune despre credincioșii de la Ierusalim, din Biserica Primară, Fapte 2:42, că această lucrare era pentru ei preocuparea numărul unu. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Apoi sunt enumerate celelalte, legătura frățească, pentru că nu se poate studiere fără legătură, frângerea pâinii, ținea tot de părtășie și rugăciuni, care de fapt completează acest spectru binecuvântat. Apostolul Pavel scrie în Coloseni capitolul 3 în privința aceasta și vom vedea din nou că aici apare imaginea de grup, de adunare, putem spune, Coloseni 3:16, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Nu scrie fiecare să învețe pentru el. Putea sta acasă atunci. Putem să ne rugăm acasă, cântăm de unul singur. Învățătura presupune comuniune frățească, preună cu cântările de laudă, cântările duhovnicești și toate acestea cu o inimă plină de bucurie și mulțumire înaintea Domnului. Ne vom opri mai întâi să observăm citirea Bibliei și apoi, într-o a doua parte a lecției noastre, câteva noțiuni despre studierea ei. În ce privește citirea Bibliei, mai întâi metode și orar de citire. Lectura pe cărți, așa cum a fost scrisă Biblia și am învățat în lecțiile anterioare, cred că este cea mai indicată. O carte are de regulă un singur autor, excepții psalmii sau altele care au anumite compoziții, sau, privind în Noul Testament, o carte a fost o scrisoare trimisă odată și, evident, și când a fost primită, citită întreagă. De-abia mai târziu, după sute de ani, s-a adunat și a fost format Vechiul Testament în canonul lui și respectiv Noul Testament. Dar mai întâi au circulat ca și cărți distincte. De aceea și denumirea aparte, specifică.
Citim, de exemplu, din Cartea Faptele Apostolilor, ca să vedem că famenul venit la Ierusalim nu citea pe Vechiul Testament, citea o carte. Versetul 28, se întorcea de acolo și dea în carului și citea pe prorocul Isaia. Și spune aici, în versetul 35, atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta. Deci, fiecare carte Vechiului Testament era o scriptură și toate cărțile formeau scripturile. O altă dovadă apare în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 13, unde apostolul aflat în detenție la Roma, îi scrie ucenicului său cel mai apropiat, Timotei, 2 Timotei 4, 13, când vei veni, adun mantaua pe care am lăsat-o într-o oală la carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Cercetătorii sunt, aș putea spune, unanim de acord că este vorba de anumite cărți din Vechiul Testament care erau scrise atunci, cărțile, scripturi, fiecare dintre ele și împreună scripturile. Dar pe lângă citirea pe cărți, este recomandată și citirea în întregime a Bibliei pentru a cunoaște mai complet și pe etape planul lui Dumnezeu de mântuire. Rămânând pe aceeași pagină, citim aici în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17, toată Scriptura. Și aici sunt toate cărțile Vechiului Testament care au scris atunci. Noi avem completarea Noului Testament, cum știm. Este insuflată de Dumnezeu și de folos. De ce trebuie să citim? Este de folos. Ca să învețe. Acesta este primul rol. Apoi, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Tot în sprijinul sfatului de a citi Biblia în întregime, citim și din a doua Petru, capitolul 1, și cred că noi care acum ne-am apucat aceasta încă o dată cu toată adunarea, vom primi un nou imbold pentru această lucrare necesară, a citi Biblia în întregime. 2 Petru 1 cu 20, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Așadar, trebuie citite prorociile singure, dar apoi trebuie citite și altele. Și împreună să formeze un întreg. Pentru că toate acestea se completează între ele și imaginea noastră se mărește și se întregește. În ce privește cititul Bibliei, odată ce am văzut cum trebuie să o citim, pe cărți și întreagă, asta nu înseamnă că e rău dacă deschidem și citim odată numai un capitol sau două. Da, dar nu este frumos nici omenește și fizic vorbind, din mai multe farfurice sunt pe masă să guși doar așa câte două, trei linguri din fiecare. Este normal și drept să termin de ceea ce te-ai apucat. Citirea este bine să se efectueze după un orar prestabilit, care elimină pierderea timpului atât de prețios pentru citirea Bibliei. Dacă nu-ți faci plan dinainte de citirea Bibliei, există riscul să apară diferite probleme urgente, se pierd din vedere cele importante și rămâne Biblia necitită, așa azi, așa mâine, și în final se acumulează nu doar lipsuri, ci și chiar prostul obicei de a nu citi din Cartea Sfântă în fiecare zi. Este indicat, dacă se poate, să se rezerve un timp dimineața. Asta pentru a fi o lucrare primordială și mai mult pentru a putea citi atunci când mintea noastră este mai lucidă. De exemplu, și la școală, copiii știu, părinții de asemenea, orele mai grele se pun mai de dimineață, dacă orarul permite aceasta. Dacă nu avem această posibilitate, mai târziu. Dacă nu găsim nici peste zi, cel târziu seara.
în așa fel încât cel puțin câteva capitole să fie citite în fiecare zi. Ba chiar mai mult, din Scripturi învățăm că evreii, și pentru noi este binevenit să avem anumite zile în care să citim în mod intensiv Cartea Sfântă. Citim, de exemplu, în Lege, dar eu vă citesc doar într-un caz, în Nehemia, capitolul 8, când de fapt s-a aplicat ceea ce scria legea și au citit mult. Am putea spune că au avut un fel de zi plină, cum facem și noi. Nehemia, capitolul 8. Potrivit reglementelor din lege, la sărbătoarea cortului trebuia citită toată legea. Erau zile speciale pentru citit legea. Când a venit luna a șaptea, copilul Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia carte legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șapte. Ezra a citit în carte de dimineața până la amiază. Exista și un fel de predică, spune și versetul 8, ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul, ca să-i facă să înțeleagă ce citiser. Citim și din capitolul 9, unde observăm că, pe lângă orarul cerut de lege, datorită unor nevoi spirituale, i-au organizat și alte zile în care trebuia citită Biblia în mod intensiv. Capitolul 9, citim de la versul 3. După ce au șezut jos, au citit în carte legii Domnului a patra parte din zi. O altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Toate acestea au fost necesare în vederea apropierii lor de Dumnezeu. Să ne amintim de Domnul Hristos, care participa regulat la sinagogă, acolo unde se citea, ceea ce se întâmplă și în zilele noastre, în mod regulat, Biblia, toată Scriptura. A citit și el, era un pasaj, cum știți, din cartea profetului Isaia, care s-a împlinit, spunea Domnul, tocmai atunci și în vremea aceea. Poate vi s-a întâmplat, citind Biblia, să vă dați seama că vi se adresează în mod direct, dar chiar dacă n-ar fi vorba de ceva ce se potrivește strict pentru ziua aceea, este foarte important să avem în mintea noastră întreg planul lui Dumnezeu și să putem fi dăruiți acestei lucrări. Cititul Bibliei era atât de important la evrei, încât pe lângă ceea ce citeau, Dumnezeu le-a recomandat ca textele sfinte, inscripțiile cu cuvinte din lege, să fie afișate în interiorul și în exteriorul locuințelor lor, ba chiar să aibă notițe la haine. Citim aceasta în cartea Numeri, capitolul 11, de aceea recomandăm să fie scrise versete pe pereți. Dacă vor fi văzute, nu doar că fac bine pe moment, rămân în minte și fac bine în timp, fac mult bine. Deuteronom 11, citim de la versetul 18. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre, să fie ca niște fruntare între ochii voștri, să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Și atenție, să le scrii pe ușorii casei tale. Vă rog să vă imaginați casele evreilor cu versete din Cartea Sfântă. Și pe porțile tale. Deci în interiorul și în exteriorul locuințelor, acolo unde se poate, este recomandat să fie inscripționate aceste texte sacre. Iată încă trei sfaturi referitor la citirea cu folos a Bibliei. Deci să fie citită pe cărți și întreagă, să fie citită într-un orar și în zile speciale. Aceasta în ceea ce privește metode și orar de citire. Dar vreau să rețineți ca și principii referitoare la citirea Bibliei. Citirea Bibliei este indicată în primul rând copiilor, adolescenților și tinerilor,
Aceasta pentru că e vremea în care ei își pun întrebări și sunt în căutare, în cercetare și totodată e timpul când memoria reține mult mai bine ceea ce asimilează. E bine citită Biblia toată viața. Am putea spune, cu cât îmbătrânim trebuie să citim mai mult, că uităm mai repede. Dar cel mai indicat este, după cum spuneam că prima oră din zi ar trebui să fie dedicată citirii Bibliei, primii ani din viață, din dată ce omul învață să citească și chiar mai repede prin părinți, cum am citit în Deuteronom, este foarte bine să fie lecturată cât mai multă Biblie. Citim despre aceasta în Psalmul 78. Știți că după Revoluție în țară sunt ore de religie și uneori sunt surprinși cei din cadrul Bisericii Ortodoxe că pocăiții știu copiilor mult mai multă Biblie ca ceilalți. E bine asta. Numai că eu am auzit uneori declarații și din partea unor profesori de religie de ai noștri care s-au izbit nu doar de ignoranța copiilor, ci de lipsa de dispoziție a părinților în vederea citirii Bibliei. S-au mirat părinții cum să nu le dea nota 10 la religie. Dar nu s-au mirat că și copiilor erau neștiutori în ce privește istoria Cărții Sfinte. Iată ce citim în Psalmul 78, de la versetul 5. El, Dumnezeu, a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. La evrei se învăța cititul pe textele sfinte. Copiii, și puteți înțelege aceasta din ce deschis în Psalmul 19, unde este scris că aceste cuvinte sunt mai dulci decât picurul din faguri, printre alte beneficia din partea părinților, socotiți și dumneavoastră cei mai bine și care sunt metodele cele mai rodnice. Le făcea mama, să spun așa, prăjituri în forma literelor evreiești și le puneau în așa fel aranjate încât să fie un înscris. Acum, dacă o mamă nu-și învață copiii din Cartea Sfântă, dar când împlinește nu știu câți ani, îi face tort cu câte lumânări, după câți ani are. Atunci îi spun că ea își educă copiii după zeița lunii, că de aici provine obiceiul cu lumânările pe tort, în loc să-și educe copiii după legea Dumnezeului Israel, care a dat o lege. Spune în continuare aici, versetul 6, ca să fie cunoscută această lege de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Și toate acestea cu un nobil scop, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Dar nu pot fi păzite fără a fi învățate mai întâi. Un alt exemplu este din Noul Testament, Timotei. Doar mama credincioasă, tata grec. Nici nu este scris că s-ar fi convertit. Dar Pavel îi scrie, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Și iată că a ajuns un bărbat de slujbă în biserică. Mi-amintesc cu drag de anii copilăriei, atunci am citit Biblia de mai multe ori și de atunci mi-a rămas cel mai mult în memorie. Pentru că, așa cum vă spuneam, e vremea cea mai propice pentru lectura Bibliei. Faceți ce știți. Dar ajutați-vă copiii să citească în Cartea Sfântă. Asta este foarte, foarte important. Ba mai mult, copiii la vârsta aceasta cred mult mai ușor. Uite, de exemplu, un copil mic, poți să-i spui și altceva. Zice după tine. Un om mare este mult mai circumspect. Are în mintea lui adunate în timp mai multe teorii. Și este mult mai greu să asimileze. Adesea le spun la copii pe unde mă duc, provocându-și citească, să facă un concurs cu bunicul, să vadă cine învață mai repede un psalm. Cu siguranță ei câștigă. Pentru că memoria este mult mai bună. Gradul de reține este mult mai ridicat. Un al doilea principiu. Un orar sau programă de citit a Bibliei nu trebuie să conducă la o rutină sau la o îndeplinire formală. De exemplu, noi citim cu adunarea și vedem afișate mereu, rămânem în urmă, tragem tare, dar a citi fără să fii atent este egal cu a te ruga bolborosind.
E tot o bolboroseală. Dacă, de exemplu, citești cu voce tare, dar fugărești textul, nu putem să survolăm Biblia și să fim atât de inteligenți încât să citim în diagonală. Asta dacă vrei anume, să cauți ceva, în rest trebuie să te oprești. Știți că sunt și acele referințe în Biblie, oprire. Pentru că sunt momente speciale în care trebuie meditat. Cred că dovada faptului că nu ai citit superficial este că atunci când ai terminat textul, poți să fii întrebat sau ți se deschide apetitul pentru studierea acelui text. Spune David în Psalmul 51, dat fiind situația păcatului său, citesc de la versetul 15, Doamne, deschide-mi buzele și gura mea vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac ardele de tot. Și putem să facem aici o echivalență. Dumnezeu nu are neapărat nevoie ca să citești Biblia toată. Doar de dragul de a o citi toată sau să te lauzi că toată Biblia a citit-o, cum chiar se spune ori un popor, din doscă în doscă, în scoarță în scoarță. Jertfele plăcute de Dumnezeu sunt un duș zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea Ta varsă-ți binefacerea asupra Sionului și zdeștea răzidurilor Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, ardere de tot, deci atât că au și ele valoarea lor. E important să citești toată Biblia. Mai sunt unii care spun, frate, nu citești toată, să trec așa superficial peste ea. Un verset și la acela mă gândesc, cât, 5 ani? Nici așa. Asta este cealaltă extremă. Atunci îți voi aduce arde de tot, jertfe întregi, atunci se va roce pe altarul tău viței. Dar în mod conștient, aprofundând, nu cum spunea Domnul despre păgâni, Matei capitolul 6, versetul 7. Așadar, să citim cu așa atenție încât să ne gândim că atunci ne vorbește Domnul, El tună de pe Sinai și noi cu o teamă sfântă să fim cu luare aminte. Un al treilea principiu legat de citire, memorare. Unor texte este imperativă pentru studierea care e legată de lecturare. Dar, nu numai, nu memorăm versete doar așa ca să știm să le recităm apoi din memorie sau ca să ne ajute în discuțiile și în dezbaterile noastre. Memorarea Bibliei are un alt rol primordial, cred. Umplerea minții de aceste adevăruri sfinte, pentru ca să fim feriți de imixtiunea brutală a multitudinii de informații din jurul nostru. Vedeți câte reclame sunt și te bombardează. Îmi amintesc că odată am fost nevoit să stau 12 ore într-un aeroport. Păi vă dați seama că toate anunțurile le-am învățat pe de rost, nu? La un moment dat am fost deranjat. Ori, pe lângă reclame, câte vorbe sunt în jur și câte informații și povești și așa mai departe, dacă mai ascult și la știri sau altele, e o grămadă mare. Și toate acelea îți ocupă minte. Memorând din Scriptură, recitând, nu lași spațiu prea mare pentru ceea ce nu este important. Trebuie să deținem și informații de cultură generală sau ceea ce avem noi nevoie în plan operativ, dar în adâncul inimii noastre ne este recomandat să acumulăm Scriptură. Amin? Asta pentru a fi păziți în prim plan de păcat. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Un verset pe care îl știm, dar haide să-l și aplicăm. 119:11. Și încă un verset vă aduc din Romani capitolul 1. Și să știți că mintea noastră nu este altceva decât suma a tot ceea ce am învățat. Ce introduci în minte, aceea vei fi. Apropo de aerogări și avioane, odată am stat vreo două ore într-un avion lângă un om, pocăit de al nostru. Nu doar că mi-a bătut capul și tot asta vorbea, dar ieri era frământat de politică. Și la un moment dat chiar a spus el că de fapt ascultă sau vizionează frecvent tot ceea ce ține de știri. Păi sunt
posturi de televiziune și altele care sunt non-stop. Dacă te mai folosești și de internet, poți într-una. Să te interesezi toți ministrii că s-au schimbat, dacă te mai spitește și sportul, ești gata. Că sunt suficiente competiții și activități ca să te domine. Dar rezultatul tuturor acestor acumulări în minte vor fi, de fapt, acumulări de păcate. Romani, capitolul 1. Citesc de la versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, versetul 28, n-au căutat să păstreze în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, versetul 24, din nou, Dumnezeu i-a lăsat, și când l-ai pierdut pe Dumnezeu din minte și nu mai ai destulă Biblie ca să schimbe culoarea la toate informațiile care ne parvin și să păstreze un centru de greutate a Sfințeniei, devii o victimă a tuturor acelor informații. De aceea Domnul să ne ajute să deschidem ușa spre El și în mintea noastră să fie turnată Evanghelie din belșug. Știți câtă? Este scris, Dumnezeu vrea, amintiți-vă unde scrie asta, repede, pământul să fie plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de ape care l-acoperă. Deci nu doar așa cu stropitoarea, versete. Nu. O greutate ca cea a oceanelor, ca fundul mării de apele care l-acoperă. Cu acestea în minte, în dorința că vom acumula multă scriptură în minte, trecem la partea a doua, studierea Bibliei. Aceasta nu-i privește doar pe predicatori. Am citit din 2 Timotei 3 că îl privește pe cel ce vrea să fie desăvârșit. Ori asta înseamnă mântuit. Din pruncie cunoștințele Scripturi care pot să-ți dea mântuirea în final. Și aici am surprins două capitole, studiu personal și studiu de comunitate. În ce privește studiul personal al Bibliei, în mod natural, normal, lectura Bibliei deschide ușa pentru studiu. Când citești atent și citești mult, te interesează mai mult. Unde am mai citit despre asta? Cu care alt text se leagă? Cum se explică? Și de aici se deschide seria de întrebări care necesită tot atâtea răspunsuri. Asta este foarte important. Le spun adesea și la predicatori care mă întreabă, frate, cum pot să compun mai repede, mai bine o predică? Predicile se compun citind Biblia. Și o să-ți rămână N predici în minte. Citind mult, 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 se tot deschid uși și peisaje. Hai să citim câteva versete din acel psalm amintit de la început, 119, pentru a vedea cum cititul Bibliei trebuie să se îmbine cu studierea ei. 119, citesc de la versetul 15. Mă gândesc adânc la poruncile tale. Uneori mergând pe drum, lucrând dacă îți permite capacitatea intelectuală și nu lucrezi ceva și te supra-solicită. Versul 16. Mă desfătez în orodirile tale și nu uit cuvântul tău. Versetul 18. Deschide-mi ochii ca să văd, asta e rugăciunea care trebuie să preceadă studierea, să văd lucrurile minunate ale legii tale. Și sunt multe versete de genul acesta. Versetul 20. Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. Dacă se topește, curge într-acolo. Dar dacă e de piatră, atunci numai eventual orarul sau alte motivații dacă te pot determina să citești. Tot în sprijinul ideii că studierea este strict legată de lecturare, citim din 1 Timotei capitolul 4. Aici avem un învățător care este sfătuit de mentorul său cum să citească, să studieze și apoi să expună cuvântul lui Dumnezeu. 1 Timotei 4 cu 13. Până voi veni, vorbim de studiu individual, particular. Ia seama bine la citire. Vi l-am amintit pe fratele Simeonu că atunci când ne făcea observații,
N-ai citit bine. Vorba dumnealui era. Cum e scris, nu vezi. Cum nu e scris, zici. Citesc în continuare. Pentru că după plecare, după citire, urmează îndemnarea și învățătura pe care o dai altora. Cum să fii atent la învățătură dacă nu ești atent la citire? Atent la citire înseamnă să fii deschis spre studiu. Și tot de aici, citim versetele 15 și 16. Puneți pe inimă aceste lucruri. Îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea mintea asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruiește în aceste lucruri. Asta înseamnă studiu particular. Stăruiește în aceste lucruri. Căci dacă vei face așa, vei fi un mare predicator, nu? Te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Învățătura duce la mântuire. Și dacă ai și darul să înveți pe alții, ajută și la mântuirea altora. Ce ne-am dorit mai mult de atât? Cei de afară nu cunosc valoarea Scripturilor. Ba, mai mult, o resping. Drept dovadă a spiritului demonic care îi călăuzește. Unii disprețuiesc Biblia socotindu-o ca un fel de poveste născocită de călugări. Sau știu eu ce alte invenții evrească. Dar Scriptura, în primul rând ca și operă teologică, ce ne vorbește despre Dumnezeu. Teo e Dumnezeu, Logos cuvânt, cuvântul despre Dumnezeu. Scriptura este și de o mare valoare istorică. Are valoare în multe alte domenii ale științei. De exemplu, un plan funciar a problemei legate de moșteniri, ceea ce se aplică și astăzi la legi, își are izvorul în aceste legi sfinte despre care scrie în Deuteronom 4 că în vremea aceea nu mai exista așa ceva. Și astăzi sunt chestiuni care sunt net superioare. Au fost chestiuni de ordin sanitar, de exemplu, care sunt stipulate în Cuvântul lui Dumnezeu și care nu au fost acceptate în medicină decât abia în secolul XIX. Chestiuni legate de igienă, de exemplu. Deci Scriptura are o valoare infinită, aș spune. Și dat fiind faptul în care a fost scrisă, codificările ei, noțiunile de ordin profetic, pot fi studiate 1000 de ani și tot nu le dai de capăt. Căci teologii de 2000 de ani se luptă cu aceasta. Scriptura este foarte adâncă și foarte înaltă. De aceea nimeni nu poate să afirme că el o cunoaște și nu mai are nevoie de studiere. Cum l-am auzit eu pe un biet om spunând, de altfel mie mi-a descoperit Domnul Scriptura în proporție de 95%, spunea el. Ei, când avem de face cu astfel de oameni, Biblia ne avertizează să îi lăsăm singuri. Poate că dacă vor mai studia, vor primi și ei ceva. Sau dacă se vor duce să învețe alții. Și mai bine. În al doilea rând, în studiu personal, care, cum am spus, este strict legat de lectură, de citit, notițele sunt de o mare importanță, sistematizarea pe teme, notarea unor întrebări, cercetarea pe baza cunoștințelor ținute în memorie și apoi pot fi folosite, de exemplu, o concordanță. Recomand la cei ce au computer să aibă neapărat și un Teofilos, acea concordanță și alte componente ce le are acest program. Biblia în format electronic pot să aibă și mai multe traduceri. Și de-abia la urmă recomand să se citească și comentarii. Dar ele să fie trecute cu specificația notei de subsol. Pentru că dacă se iau comentariile de la aceeași valoare cu textul sacru, ne încurcăm. De exemplu, sunt comentarii în care veți citi despre faptul că mântuirea nu se poate pierde. Mântuit, mântuit pentru totdeauna. Sunt comentarii care combat
valabilitatea lucrării Duhului Sfânt cu daruri și în vremea aceasta. Citești așa ceva, ești gata. Doar la Martorii de Iehova, de exemplu, ceea ce scrie în revistele lor nu se comentează. Ceea ce primesc ei de la turnul de veghe, pe care îl socotesc, acel martor credincios despre care scrie în Evanghelie, acceptă 100%. Sau adventiștii care studiază Biblia liber, dar se opintesc acolo unde au de-a face cu cărțile lui Ellen White și n-a scris puțin 65.000 de pagini. Dacă veți citi o carte adventistă, veți vedea că citatele de diferiți autori sunt notate specific ca și într-o scriere generală, dar citatele din Ellen White sunt notate distinct, ca și cum ea n-ar face parte din ceilalți autori. Da, pentru că în dogmele lor, ei cred că revelația dată prin Ellen White, spiritul profetic, cum o numesc ei, e acea cărticică din Apocalipsa 10, despre care îngerul îi spune lui Ioan să nu scrie. Erezie. Deci, să lăsăm Scriptura să se explice singură. Și dacă citim vreun comentariu sau citim în vreo carte, aia înseamnă părerea cuiva, dar nu text sacru. Aici vă citesc din nou din Psalmul 119 și nu vreau să uităm ideea de la care am pornit, ideea de a nota. Mi-a plăcut când în adunarea noastră m-am fost invitat de o soră, a vreo 60 ceva de ani, și avea lângă Biblie un caiet cu notițe. Și spunea dumneavoastră, eu am crezut că numai predicatorii trebuie să noteze. Dar eu acum văd că nu pot să înțeleg toate și nevoie să notez. Ba unele lucruri, dacă le și notez, le rețin mai ușor. Despre altele, pot spune că le-am notat, zicea ea, ca să știu să discut cu alții și chiar atunci ne-a adresat câteva întrebări. Mai recent, o soră mai tânără s-a îndrăgostit și ea de citirea Bibliei tot din biserica noastră, sora respectivă, a citit-o odată în câteva luni și i-a plăcut și s-a apucat din nou, dar de data aceasta cu caiete lângă ea. Și pe când ne-am dus, nu mă văd că scoate vreo 3 caiete. Uite, frate, am făcut conspect, uite, am scris niște versete, a fost prea frumoase și am vrut să le scriu cu mâna mea, să le memorez. Frumos. Eu de altfel spun că dacă ai de face cu copii ce n-au cărți și lângă cărți caiete, nu se poate vorbi de școală. Numai copiii care nu învață n-au cărți și caiete. Copiii care învață au cărți și caiete. Psalmul 119. Citesc de la versetul 96. Văd că tot ce este desăvârșit are margini. Poruncile tale sunt însă fără margini. Cât de mult iubesc legea ta! Toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale vă mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, că și totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei. Cum? Că și mă gândesc la învățăturile tale. Deci studiind, în particular, primești multă lumină. Unii întreabă doar așa, să vadă ce părerea unul și altul, sau dacă zice cineva așa ca ei. Studierea te luminează. Și mai citesc de aici versetul 148. O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Și asta înseamnă, după cum toată Scriptura a fost scrisă, să faci notițe. Eu nu recomand predicatorilor să aibă schițe. Eu am la studiu că sunt foarte multe versete aici. Dar la o predică ce sunt folosite câteva versete, le recomand să scrie, dar să nu folosească strict fițuica aceea, pentru că și la școală înveți formule, matematică, fizică, înveți personaje, descriere și copiii la examene sau spui din memorie. Cred că și un predicator trebuie să vorbească din memorie. Sau mie mi se pare că unii au fost tot cu fițuicile. Și atunci puțin mă îndoiesc despre predicatorii ăștia care sunt numai cu fițuici dacă n-au copiat și la școală. Da, poate așa gândesc eu ca și unul care am lucrat la școală și nu ne plăcea să ne fure elevii sau studenții. Deci se pot face notițe, dar este bine să fie memorate aceste notițe, pentru că scopul notițelor este tocmai să ne ajute la memorare.
îmi plăcea și la școală, când aveam, în mod special în studenție, când se apropiau examene, să-mi fac sinteze la cursuri, pentru că se poate memora mult mai bine. Trecem la studiu de grup sau cu adunarea. Existența unor învățători în plan local face posibilă aprofundarea cunoștințelor biblice. De aceea ne bucurăm, fiindcă avem învățători pentru copii, învățători pentru tineri, să se studieze Biblia pe subiecte, să fie discuții cu lămuriri temenice, dovadă cele scrise în Faptele Apostolilor, capitolul 11, despre biserica din Antiohia. Aici s-a format o biserică puternică și o bază de misiune, în care, așa ca la Ierusalim, învățătura a fost pe loc de frunte. Fapte 11 cu 26. Și când l-a găsit, e vorba de Barnau, dacă l-a găsit pe Saul, l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. 13 cu 1, pagina în dreapta. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Și dintre ei s-au desprins cei care au plecat în misiune. Să ne amintim de Domnul Iisus, care la 12 ani ședea în mijlocul învățătorilor, punând întrebări, răspunzând. Așa se învață. Pe lângă predici, sunt recomandate părtășiile de grup și chiar în familie. Scriptura spune, 1 Corinteni 14, femeia se întrebă bărbatul ei acasă. Pentru că la o predică rămâi cu anumite noțiuni neînțelese în mod suficient. Niciun predicator nu se poate extinde în toate părțile. Sunt subpuncte pe care trebuie să le întrerup pentru a păstra un făgaș, pentru a delimita un subiect de altele și în mintea cuiva se naște o întrebare, se deschide un nou orizont. Și atunci trebuie discuții acasă. Trebuie discuții în prezența și împreună cu copiii. Chiar în zilele acestea, când am citit din cartea de Deuteronom, am făcut o legătură în mintea mea, legătură extrasă din Biblie. Este scris să înveți copiii când pleci, când te întorci. Și de asemenea este scris că vei fi binecuvântat la plecare și la venire dacă împlinești ce e scris. Și de aici, așa ca un simplu silogism, dacă nu vorbești cu cei din casă când pleci și când te întorci, la unii nu mai spun nici măcar pacea Domnului Iisus. Chiar recent făceam observații la cineva care a spus pa, zic, măi, de la pacea Domnului a rămas numai pacea, acum pa, până la urmă ce vei spune? P? Sau unde o mai reducem? În loc să fie măcar un cuvânt de valoare ce se exprime ceva din aceste adevăruri sfinte. Și revin la relația aceea. Deci dacă nu vorbești despre lucrurile sfinte când pleci de acasă și când te întorci, tu intri sub blestem. Să fii blestemat la plecarea ta că n-ai vorbit. Și să fii blestemat la venirea ta că n-ai amintit de lucrurile sfinte. Facem studiu cu copiii pe nivele de vârste, pentru că cei de clasă întâi au întrebările lor, nivelul lor, forma în care pot să priceapă anumite adevăruri. Cei mai mari au alte dorințe și alte întrebări. Nu, adolescenții deja se frământ. Prietenii premaritale. Și trebuie să ne învățăm copiii în societatea asta, nu prea repede, dar nici să ne ia alții înainte. Nu cumva să apuce să-i învețe greșit. Așadar, e nevoie de învățători. Deschid la Evrei capitolul 5 pentru a vedea că atunci, ca și acum, unii ar fi trebuit să fie în stare să învețe, dar lipsa altor învățători nu i-a calificat nici pe ei. Evrei 5 cu 11 la 14. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Fac aici o paranteză. Știți pe ce se vede că nivelul nostru de cunoștință, în general, nu mă refer numai la biserica noastră, este scăzut. Dacă e vorba de concerte cu cântări și de predici de evangelizare, se duc pocăiții, că cei de afară nu mai prea vin mulți. Dacă e vorba de un studiu mai aprofundat, dacă am face o întâlnire de memorat Biblia, să vedeți câți adunați. Pe cei care
au avansat în învățătură. Ceilalți? Le este greu. Așa cum spunea un copil pe clasa 1 când învățătorul a zis, dar leagă silabile. Bietul copil zice, da, cum să le leg? Da, pentru că dacă acesta e nivelul, pune-o să citească și el cursiv, da, de unde? Trece peste un prag de la o silabă la alta. Citesc în continuare Evrei 5 cu 12. Și în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva ca să vă învețe cele din tâi adevărurile cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare, ce vă spuneam, concertul îi adună, lapte. Și orice nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Doamne, ajută-ne să creștem în toate privințele. Și învățătura este esențială. Aici aș mai face o singură observație, atenție la învățăturile care conțin erezii. Acestea pot face mari deservicii, în mod special acestor copii duhovnicești. Pentru că neavând o cunoaștere aprofundată, pot fi induși ușor în eroare. Iată ce citim în privința aceasta și vom avea în viitor o lecție rezervată pentru interpretările eretice. 2 Timotei 2, citim acum versetele 16 și 17. Aici trebuie să veghem pentru a nu ne pierde copiii care pot să asculte fel și fel de predicatori. Mi-au amintit copiii mei zilele astea că eu cu ani în urmă le-am interzis să mă asculte un anume predicator, mai ascultau ei pe furiș, că le plăcea nu neapărat de Biblia cât o spunea, de poantele și de alte lucruri așa, stil caragiale, ce le introducea el în predici. Și pe parcurs s-au lămurit. Dar uite așa, experiența părinților mei, s-au întors la Domnul și a venit o învățătură de la martori. Cum că se termină lumea și numai ei martori adevăratului Dumnezeu și vreo 3-4 ani pe acolo au fost. Dar bunicul și bunica au rămas și se rugau, Doamne, să nu se piardă. Se ruga bunicul într-o zi și Domnul i-a vorbit, el era proroc, rămâi în calea în care te-am chemat, era singur pocăit în comună, că eu, Domnul, îi voi aduce și pe ei înapoi. Dar a fost nevoie de o boală peste mama ca să se întoarcă tata după ce a plâns. Apoi au venit frații, au organizat stăruință după primirea Duhului Sfânt și se ruga bunicul, Doamne, botează-l pe el cu referire la tata meu, la fiul lui, că eu cred, eu știu că mie îmi dai, că ai promis, dar să nu deznădăjduiască el, așa a lucrat Dumnezeu, întâi l-a botezat pe tata, apoi l-a botezat și pe bunicul. Pentru că este foarte important, țin minte, cu astea am crescut. Veneau frații, nu erau în comună de la noi, în Ciuruleasa și veneau din Roșia Montană, 10-12 km. Și învățau pe ei noștri și discutau și aveau întrebări. Și a fost nevoie multă vreme, apoi tata a plătit el asta, că influențele de la martor au rămas și apoi a trebuit el să trudească pe lângă mulți alții. Veneau martorii, înclinau într-o parte. Au venit adventiștii, țin minte că eram cu tata la coasă și vine un frate, era pensionar, dar de boală, nu era în vârstă. Și spune, frate, nu-i învățătura bună de la noi. Era de curând venit la credință. Uite ce-a venit cineva și mi-a spus. Și mi-amintesc că a lăsat tata de coasă. Deși nu-i prea plăcea lui asta, că el avea mult de lucru. Măi, frate, hai să-ți explic, nu-i așa și uite așa. Pentru că învățătura eretică îi îmbată de cap, spus așa mai popular, pe cei ce nu sunt fundamentați. Iată ce scrie aici, 2 Timotei 2 cu 16 și 17. Ferește de vorbările goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor roade, ca gangrena. Deci au influență, este o boală. Și Scriptura spune și în a doua Petru, capitolul 3, cine este mai vulnerabil la această formă de amăgire demonică.
2 Petru, capitolul 3, versetul 15. Să credeți că îndelungă răbdarea Domnului este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt un lucru grele de înțeles, pe care cei neștiutori, deci n-au învățat și nestatornici, n-au încă un fundament, le răstămăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Și ca să nu fii viciat de aceste lucruri rele, scrie versetul 8, trebuie să crești în har și în cunoștință. Doamne, ajută-ne! Și încheiem și cele spuse despre studiere și la început, cum aminteam, despre citire, afirmând cu încredere că Biblia este cartea de care un copil al Dumnezeu nu se poate deslipi. O zi fără să deschizi Biblia la tine acasă, e o zi în care ai ținut pe Dumnezeu afară. A pleca, nu la servicii înapoi, deși și acolo dacă se poate. Chiar recent mă întreba un frate, lucrez undeva într-o carieră de marmură și până mașina face o anumită operație, eu aș putea citi în Biblie, dar acolo, mai cu seamă, în sezonul rece, trebuie să stau căciula în cap. Aș putea să arunc ochii în Biblie, să mai zăresc câte un verset? Și alții poate stau la căldură și nu le vine Biblia la îndemână. Dar a pleca într-o călătorie fără să iei Biblia, înseamnă să îți condamn mintea să se alimenteze cu alte lucruri rele. Este ca și cum nu te-ai rugat zilnic. E viață normală aceea? E creștină? Cu siguranță nu. Părtășia noastră cu Dumnezeu. Și de aici rezultă sfințenia. Mântuirea, în final, presupune aceste două lucrări fundamentale. Rugăciune și cititul Bibliei. Se spune că un tânăr care trebuia să plece pentru o perioadă de câteva săptămâni într-o altă parte, își pregătea geamantanul, vine un prieten să-l ia, și acesta din urmă îl întreabă, ești gata? Și îl zice, numai puțin, trebuie să mai împun o hartă, un teanc de scrisori vechi, o busolă, o carte de cântări, alta de poezii, și prietenul lui întreabă, și unde mai încap? Și luat Biblia și-a pus-o în colțul geamantanului și a zis, aici, pentru că aici avem și hartă, și busolă, și cărți de cântări, și cărți de poezii, și cărți de știință, aici ziarul de mâine, aici e istoria cea mai veridică, aici sunt toate. Mulțumim Domnului pentru această carte. Fie ca ea să se lipească de sufletul nostru și noi de ea. Cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ta. Și prescripția cu ce orar este? Zi și noapte. Așadar, lucrurile sunt clare, pentru că felul în care a fost scrisă Biblia, structura ei și corelarea cu modul nostru de gândire, de trăire, cu destinul nostru, cu veșnicia în fond, cu împărăția lui Dumnezeu, toate acestea trebuie să ne ducă la o unică și sigură concluzie. Citirea Bibliei și studierea trebuie să fie o pasiune de o viață. Amin? Aminul acesta înseamnă că așa vom face. Și dacă cititul Bibliei legat de rugăciune, se spune și noi o rugăciune scurtă. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Amin!